Trebuie neapărat să citesc un comentariu care sigur a fost scris și în grabă și nu s-a uitat deloc la autocorect. S-ar putea să nu se fi uitat deloc la telefon când scria mesajul atât de în grabă și de, mă rog, a fost, nu o să-i zic numele așa, pur și simplu, nu fac mișto sau altceva, dar mi s-a părut foarte amuzant când l-am citit. Aproape că nu se înțelege nimic. Am înțeles, dacă stai și citești atent, înțelegi ce a vrut să spună. Bine, pe de o parte zice că terminată în R ar câștiga întreruptă corp la corp, adică fără arme robot, dar cum ar fi genul luptă fără abilitățile de robot între genunchi și Terminators, acum că zic termine Terra, câștigat din cauză când un pat de fier și John Mike nu poate să distrugă fierul cu un glonț care e de fier. Nu mai știu mai multe artistul decât pielea lui. Închei citatul. Mulțumesc. Nu mai pierdem timpul să cer scuze pentru a 1000-a oară că întârzi destul de mult cu versus de obicei, așa că să trecem direct la subiect. Avem ultimul versus din acest campionat. Nu făcuse în grupa fără superputeri. Și da, știu, Terminator este la grupa fără superputeri pentru că s-ar potrivi mult mai bine, având în vedere cum au fost și multe comentarii, multe argumente, că acum se luptă cu John Wick și au fost multe argumente cum că oameni normali l-au cam distrus pe Terminator. De asta l-am și pus, totuși l-am pus în arena din Terminator 2, la sfârșit, acolo unde putea fi omorât în metalul atopit, tocmai pentru a fi cât de cât posibil pentru John Wick. Pentru că e destul de greu să-l omoare John Wick doar cu arme. Dar asta nu înseamnă că i-am dat un avantaj foarte mare lui John Wick, pentru că am zis, Terminator are câinele lui John Wick și e clar că asta e un avantaj foarte mare pe care l-are Terminator asupra lui John Wick, mai ales când e și foarte greu de omoră Terminator cu gloanțe și arme în general. Știu că au fost multe argumente care au zis că gen, de ce are John Wick avantajul atât de mare. Nu e chiar atât de mare. Am vrut să fiu o arenă șmecheră în primul rând și în al doilea rând nu e chiar atât de mare, pentru că dacă stai să te gândești că are o static câinele lui pe care sigur nu-l va sacrifica John Wick, e destul de mare avantajul lui Terminator, pe lângă ce are și cât de puternic e. Și, bun, deci Terminator clar se potrivea mai bine la grupa fără superputeri. Bun, vreau să, înainte să spun voturile și argumentele și nu știu ce, vreau să îmi dați comentarii la acest clip idei pentru campionatul următor, pentru că au fost foarte multe idei bune până acum și nu le-am notat, am zis că le țin minte și cred că am uitat unele, mă rog, toate ideile pe care le aveți, mă rog, o să le iau eu în considerare, să văd dacă pot să le fac sau nu și pe care, nu știu ce, dar absolut toate ideile pe care mi le-ați dat pentru campionatele viitoare să mi le puneți în comentarii, vă rog, mulțumesc. Asta înseamnă și jucători, adică și personaje, puteți să-mi dați idei și de personaje, cred că majoritatea sunt deja printre cartonașe, dar au fost și mi-a zis câteva care n-au prea fost. Da, o să pun și din anime, alea care se potrivesc de cât, pentru că dacă pun pe One Punch Man, nu e chiar foarte fair play. Sau de ăștia foarte puternici. Sau din jocuri, la fel, dacă se potrivesc. Sunt câțiva din jocuri, am câțiva din jocuri. Cele mai bune argumente pentru Terminator au fost puterile pe care le are, adică, mă rog, abilitățile, da, e foarte greu de omorât, are arme și țintă foarte bună, adică logic e robot, are ținta perfectă, da? Ok, și John Wick ai putea să zici că e aproape perfect, da, la țintă, da? Ok, și foarte, foarte mult, mult, mult mai agil decât Terminator, mai ales dacă luăm în plină, da, maximul de potențial, vârsta perfectă. La John Wick au fost foarte multe că dacă e vorba despre câinele lui, cineva să-i amenințe câinele, s-a terminat pentru acel cineva, orice ar fi, că e Terminator, că e Thor, că e Darkseid. Dacă are câinele lui John Wick, John Wick devine atot puternic. Dar au fost multe argumente de genul ăsta, dar mă rog, sau îl împinge în metal utopit cumva, îl păcălește cumva, mai ales că e John Wick care e asasinul suprem. Normal că i-ar fi mult mai ușor decât unui om cât de cât normal sau soldat normal sau, mă rog, sau soldat din viitor să-l omoare pe Terminator. Da, are mai multe șanse. Voturile au fost nu foarte apropiate, adică avem 56 pentru Terminator,
Și 92 pentru 92 pentru John Wick. E diferența destul de mare, nu e groaznică, dar e destul de mare. Eu cred că aș pune banii pe Terminator, chiar dacă sunt în acea fabrică sau ce dracu e locul ăla unde poate fi omorât Terminator în metalul ăla topit. Tot mi-aș pune banii pe Terminator, zic eu că ar fi, nu știu, 60% șanse, 55% poate pentru Terminator și 45% pentru John Wick, având în vedere cât de șmecher se spune că este John Wick. Sunt foarte multe universuri în care ar câștiga John Wick, asta e clar. Dar eu parcă văd un pic mai multe în care ar câștiga Terminator, după părerea mea. Totuși, 92 la 56, dacă mai punem încă 10 voturi care au fost pentru John Wick pentru că are câinele, Terminator are câine, nu prea pot să nu le iau în considerare, chiar dacă nu sunt argumente super bune, știi, sunt la mișto, în glumă sau nu, neapărat, nu pot să le scot, nu pot să le consider, că așa ar trebui să nu le consider nici pe alea care zic doar John Wick sau doar Terminator și atât, și nu dau argumente, na. Nu știu, oricum, dați-mi idei pentru viitoarele campionate cum ar trebui să fac, să pun doar voturile cu argumente, dar nu prea aș vrea să fac chestia asta, doar să fie doar argumentele, mă rog, bun. Trebuie să le mulțumesc și celor și, mă rog, tuturor care ați comentat cu argumente, sunt și câțiva care dau de multe ori și sunt și sunteți unii care ați dat poate de mai puține ori, dar comentarii foarte, foarte lungi, argumente foarte lungi cu scenarii, cu uite cum a fost Sorin Coșocaru care a prezentat 3 scenarii într-un argument, într-un comentariu imens, de obicei Leontin Ciobanu, Cosmin Proca, sunt câțiva care le citesc pe toate, să știți, adică pur și simplu citesc toate comentariile. În campionatul trecut v-am citit pe toți care mi-a sărit în ochi cu comentarii la aproape fiecare versus. E foarte greu să fac asta și acum stau mai prost cu timpul decât data trecută, deci nu o să fac asta acum. Îmi pare rău, dar să știți că le citesc pe toate, toate comentariile, chiar dacă nu vă dau inimioară de multe ori pentru că ajung să le citesc mai târziu sau chiar înainte atunci când număr voturile, să știți că le citesc. Pentru următorul campionat, dar o să mai aduc aminte chestia asta, vreau să dați un comentariu doar cu votul, deci doar numele, Terminator sau John Wick, da? Și alt comentariu dacă vreți să dați și un argument și atunci eu o să număr doar, mi-e mult mai simplu mie să număr doar când ies să le număr și nu să citesc argumentele, să număr doar comentariile care sunt scurte doar cu câștigătorul, cu cel pe care vreți să-l votați. Având în vedere că am terminat și John Wick este marele câștigător versus grupa fără superputeri, și Thor a fost marele câștigător versus la grupa cu superputeri. Nu o să-i pun pe ei să se lupte sau ceva de genul ăsta. Aș zice să mai aștept următorul campionat să-l fac mai scurt, următoarele campionate să fie mai scurte, să nu dureze un an, un an și ceva, da? Și să fac ceva cu câștigătorii campionatelor, mai fac un campionat sau ceva, sau facem măcar când avem, nu știu, măcar să avem 4 sau măcar să avem 6 în total. Dar hai să facem o probă cu ce am zis cu comentariile, să dați un comentariu separat cu câștigătorul, cu pe cine votați și un comentariu separat cu argumentele, cei care vreți să dați argumente. Nu uitați și să-mi dați ideile, da, pentru campionatele viitoare. Hai să facem o probă cu chestia asta acum, când facem un versus special, Thanos versus Darkseid. Deci acum aici avem un versus special. Am zis greșit. Ok, minus un punct, minus 10 puncte, Gryffindor. Votați cine credeți că ar câștiga oriunde, dacă vreți să faceți scenarii sau să puneți gen locații, arene, nu știu ce. Vă rog, nu știu cât de mult o să conteze, am în vedere că sunt ăștia doi zei. Așa că comentarii, scenarii și o să încerc să anunț câștigătorul cât de repede pot. O să plec o săptămână în vamă, deci să știți că sunt plecat probabil când postez ăsta, sigur sunt deja în vamă. Dacă mă vedeți pe acolo puteți să veniți, salut, ce faci, bine, așa, baftă versus chestii sau nu neapărat. Mulțumesc foarte mult, vizionare plăcută în continuare la alte clipuri pe canal, nu uitați subscribe. Și o să, nu știu, o să fac o pauză și de la versus o perioadă, dar ne apucăm, mă gândesc. Planificăm chestii, idei. Mulțumesc foarte mult tuturor. Avem câștigător John Wick și câștigător Thor la campionatul cu numărul 2. A fost doar 2. Ok, în 2 ani. Pupa da pa, da pa da pa.